Mădălina a ajuns într-un loc dulce, s-a întâlnit cu, se spune, cel mai tare cofetar din țară. Titlul ăsta nu știu exact cum se obține. Pe mine m-ar interesa mai tare să aflu cum se obține titlul de stilistul vedetelor, frizerul vedetelor, antrenorul vedetelor. Știi că sunt unii care își pun asta în coadă. Discutăm despre oameni care au făcut carieră într-un domeniu pe care îl iubesc tare mult. Bună dimineața, Mădă! Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Ana a fost școlită în Franța și începând din anul 2017 a luat toate premiile posibile în fiecare an cel mai bun cofetar sau cofetarul anului. Este alături de noi în această dimineață, dezvăluim o parte dintre secretele ei pentru că și-a deschis de ceva timp o braserie. Sigur, Răzvan, ai fost și tu aici. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Ne bucurăm astăzi să fim alături de voi. Ți-ai deschis braseria câți ani să fi trecut atunci? Au trecut 4 ani. Aveam 4 ani. Am împlinit de curând. Bun, și spuneam că ai fost școlită în Franța, ai învățat de acolo foarte multe lucruri. Nu ai ales să reinterpretezi, pentru că cei mai mulți bucătari, cofetari reinterpretează toate prăjiturile, toate rețetele pe care le știm noi. Dacă nu reinterpretezi, ce faci atunci? Le revizităm, așa spunem noi, le facem, le adaptăm, de fapt, gustului nostru de astăzi, cu ingrediente contemporane, cu ingrediente pe care le folosim în cofetării. Și pentru că vedem în imagine chiar în acest moment o prăjitură cu vișine, este prăjitura copilăriei. Da. Poate să fie mai bună decât o știm noi? Sigur că da. Niciodată prăjitura cu vișine nu are destul de multe vișine. Exact, asta ne gândeam noi și ne doream de fiecare dată exact, în copilărie să fie exact. Așa. Practic, noi am pornit de la toate deserturile copilăriei și le-am făcut fix așa cum ne-am fi dorit noi când eram mici. Bun, în afară de prăjitura cu vișine, ce altă prăjitură mai avem care să ne amintească așa, să ne facă un pic nostalgici? Mai avem checul de mamaie, așa îi spunem noi, checul marmorat, cel cu cacao și vanilie. Mai avem pricomigdalele umplute, care iarăși sunt foarte bune, sunt umplute cu ganaș de ciocolată. Avem piersicuțe, avem o întreagă gamă de dulcețuri și gemuri. Bun, acum dacă ar fi să trecem mai departe de zona aceasta a copilăriei, tu ai ales să mergi și către prăjiturile istorice. Despre ce este vorba? Avem într-adevăr o gamă de prăjituri istorice la fel readaptate gustului de astăzi, cum ar fi Carmen Silva, Tache Ionescu, George Enescu, Regina Maria, care sunt prăjituri pe care le-am găsit în vechi cărți de cofetărie românească. Le-am făcut exact așa cum scria în rețeta respectivă, după care le-am adaptat astfel încât să placă, bineînțeles, și clienților noștri. Pentru zilele exact, noastre. Exact. Și ingredientele s-au schimbat cei drept. Da, bineînțeles. Și nu se putea, pentru că tu ai primit atât de multe premii, te-ai dus și în zona aceasta din Franța. Avem aici, cred că cea mai bună prăjitura voastră, nu? Le Petit Antoine, într-adevăr, pentru că am o influență a școlii pe care am făcut-o. Am decis să avem în vitrină și câteva prăjituri franțuzești, cum le spunem noi, de inspirație franțuzească. Bineînțeles, preferata tuturor, Le Petit Antoine, este o prăjitură pe bază de mus de ciocolată cu lapte, pralină de alune de pădure, caramel, este extraordinar. Întotdeauna când venim la voi este foarte greu să alegem o prăjitură, este vitrina foarte mare, încep cu colegii tăi să ne facă descrierile, nici nu știi ce să alegi, ce-i drept. Știam de aceasta că este foarte bună și într-adevăr chiar este musul acela pe care îl știm cu toții și este foarte fin. Exact, exact și place foarte, foarte mult, mai ales copiilor, să știi. Copiilor și adulților, și adulților. Mulțumim foarte mult și pentru că vine Paștele în câteva zile, voi sunteți, vă pregătiți acum, faceți comenzile. N-aș vrea să nu arătăm acest cozonac și pasca speciale de Paște. Într-adevăr avem o pască cu foarte multă brânză și cozonacul, avem două tipuri de cozonac, cozonacul clasic pe care îl avem și aici și mai avem cozonacul însiropat care este de fapt vedeta noastră atât de Paște cât și de Crăciun, cozonacul însiropat cu vinars. Bună, îți mulțumim foarte mult, Ana, și te felicităm, ne bucurăm că ai luat atât de multe premii, sperăm și după pandemie să le iei în continuare. Cam atât de aici, Răzvan.